Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, sărbătoarea religioasă marcată în fiecare an la data de 8 septembrie, reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente ale creștinătății. De această zi se leagă multe tradiții, obiceiuri, dar și superstiții. În tradiția populară, nașterea Maicii Domnului reprezintă hotarul dintre vară și toamnă. Se spune că începând de astăzi se culeg viile, unele fructe și plante medicinale, se bat nucii pentru a avea rod bogat și anul viitor, se recoltează culturile de câmp și se fac semănăturile de toamnă. Românii marchează această zi chiar dacă nu au un sărbătorit în familie. Nu mă cheamă Maria, dar ținem sărbătoarea. Nu mă cheamă Maria. Am sunat cunoștințele cu numele Maria. De astăzi e zi mare, sărbătoare creștin-ortodoxă, sărbătoresc, da? În limita posibilității. Aveți sărbătoriți în familie? Da, am o nepoțică, sunt trăiesc. Conform statisticilor, peste 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Da, cinstesc ziua. În rest, ce să vă spun, fetelor? E așa o zi deosebită, nu se simte în aer. Că se simte. Așa că mă duc un pic pe la biserică și mă duc acasă. Și mă rog la Dumnezeu ca toată lumea să aibă liniște și sănătate. Aveți sărbătoriți în familie? Da, sigur că da. Am și fetițe, cheamă Maria și rude și... Da, și... Sărbătorim în familie. Fie mea Maria nu e în țară, e plecată în Italia, dar e împreună cu flăcăul ei care e în vizită la ea. Și noi mergem în vizită pe la rude. În ordinea anului bisericesc, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este primul praznic dintre cele patru dedicate Fecioarei Maria. Cunoscută în popor ca Stămăria Mică, este un eveniment celebrat atât de Biserica Ortodoxă cât și de cea romano-catolică.